Oameni buni, doctor Alin Gabor, medic stomatolog, om cu doctorat, asistent universitar la Timișoara, studii în străinătate, ce mai 34 de ani, are și o poveste foarte interesantă, pentru că el, de fapt, trebuia să fie acum pe terenul de fotbal. Tatăl meu a fost fotbalist, a reușit niște performanțe care sunt unice în România, are balonul de aur și gheata de bronz la campionatul mondial din Australia. Ando e pacientul tău, Andone. Da, e prieten bun cu tata. Ando, fii sincer, că nu ne aude nimeni, am ieșit din direct. Da. E de treabă, e tare, doctorul, e bun, e ce trebuie. E bun, Aline, e foarte bun, sincer. Mulțumesc din suflet. Bă, e foarte bun. Absolut tot ceea ce facem este în corelație cu dantura noastră, pentru că dantura noastră trebuie privită în ghilimele ca un organ aparte, că face parte din corpul nostru. Noi, ca și ramură, stomatologia, ar trebui să ne ghidăm după conceptul de minim invaziv, adică eu să păstrez cât mai mult din dintele tău. De ce? Peste 10, 15, 20 de ani când cedează ceva, să mă mai pot folosi de dintele respectiv. Eu nu am orgoliu în meseria asta, pentru că interesul meu este să fie bine pacientul. Că pacientul care pleacă mulțumit mai îmi recomandă oameni. Dar unul care pleacă nemulțumit și reclama negativă funcționează groaznic. Nu există medic bun pentru toate categoriile de pacienți, da, pentru clar. Că nu suntem toți identici. Consider că e mult de muncă și e potențial în România în educație medicală. Nu știm momentan ce înseamnă stomatologia, ne ghidăm foarte mult după medicii de pe Google, de pe TikTok. Asta e mare problemă. Majoritatea oamenilor încă nu au educația de a folosi ața dentară sau irigatorul bucal sau chiar amândouă. Oamenii încă consideră că fațetele pot distruge dinții. Da, pot distruge, în anumite circumstanțe. De aceea și fațetele se pun în urma unui consult clinic, în urma unei analize. Crede-mă că la ora actuală a avansat atât de mult tehnologia încât fațeta este 0,3 mm, 0,4 are unghia noastră și poate să schimbe culoarea. Materialele sunt de atât de bună calitate încât fac corp comun cu dintele. Medicina în România este extrem de ridicată pe partea de stomatologie. Cât de important este să fii fidel cabinetului la care mergi de atâția ani? Foarte important. În primul rând pentru tine ca pacient. Prețul poate fi un etalon al calității, dar nu tot timpul. Fiți atenți. Cât poate să fie omul ăsta de bun? Podcastul cu cele mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Mulțumim mult de tot! Aplauze, Ciucă! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Omul ăsta are o poveste senzațională și pe lângă care o poveste senzațională ne poate învăța foarte multe lucruri care ne pot fi de folos în viață, mai ales dacă vrem să avem o dantură corectă pentru toată viața. Adică să levităm oarecum pe medicul stomatolog, cu toate că el este stomatolog, sau dacă nu putem să levităm și trebuie să ajungem să învățăm lucruri care ne pot fi utile în viață. Așadar, doctor Alin Gabor alături de mine, am zis că dăm noroc cu un vin roșu de Sâmburești, să știi că o să-ți facem cadou. Mulțumesc. Și vreau să te întreb, e adevărat, e mit sau realitate că dacă bei vin roșu, o să ai dinții din ce în ce mai pătați, din ce în ce mai decolorați? Nu e mit, este adevărat. Orice aliment lichid colorat ajunge să păteze dintele. Dacă îl consumăm cu apă plată lângă, este mult mai ok. Dacă nu, inițial, ideal ar fi să ne spălăm pe dinți, da? De fiecare, am auzit în chestia asta, și adevărat, după fiecare masă pe care o faci, fie la restaurant, fie acasă, să te duci să te speli pe dinți, că asta este indicat. Asta este idealul, dar există un parcurs al bacteriilor ca să-și desfășoare activitatea pe dintele nostru și este ideal dacă facem dimineața și seara, este arhisuficient. Deci este suficient. Da, Eu mă gândeam la un moment dat, domne, dacă te și speli pe dinți de 4-5 ori, dai smalțul la jos, îl strici. Păi și aici este o tehnică, trebuie să știi cum să periezi dintele ăla. Există tot felul de studii, că dacă apăsăm prea tare pe dinte, stricăm smalțul dentar, cu siguranță. Mai ales că acum există și tot felul de periuțe de dinți care semnalizează, mai ales la electrice, da, dacă da, apeși da, prea da. Tare, se face roșu și zice, hei, stop, e prea Eu tare. Eu de-aia indic periuță electrică, pentru că noi, ca fire umană, suntem oarecum mai lene și atunci periuța electrică ne ajută extrem de mult. Are niște avantaje pe care noi, ca și stomatologi, le recomandați, nu? Noi, da, dar noi, ca și oameni, nu putem să compensăm ceea ce face ea, sau putem printr-o tehnică anume, dar toată lumea se grăbește în secol vitezei și atunci oarecum își face mult mai rapid periuța electrică. Deci, primul sfat de la medicul stomatolog, dr. Alin Gabor, care, ce credeți, oameni buni, și asistent universitar la facultatea din Timișoara, nu? Da, de medicină da. Stomatologică din Timișoara. Exact. Și la tehnică dentară și la stomatologie. Se numește medicină dentară și se predă la ambele, și la tehnică dentară și la stomatologie. Ei bine, primul sfat este investiți într-o periuță electrică, pentru că în primul rând vă ajută să știți cât de tare apăsați sau nu și în același timp vă și pune timpul acolo, că ai și timpul. Tipul de periaj este mult mai bine făcut cu periuța
electrică, are o vibrație, are o rotație, dar vreau să fac o mare mențiune aici. Dacă reușești să periezi corect cu periuța manuală, nu trebuie. Există, se numește tehnica BAS modificată, o găsim peste tot pe YouTube. Deci cum căutăm tehnica? BAS, cu 2 de S, BAS modificată, da. Și efectiv îți arată cum să ții periuța manuală. Teoretic, periuța electrică a fost inventată pentru oamenii cu niște deficiențe motorii care nu se pot peria corect pe dinți. Ulterior a fost atât de bine dezvoltat acest concept, încât putem să îl recomandăm pentru o igienă mult mai bună a oamenilor, pentru că, repet, faptul că nu suntem uneori atenți și ne grăbim, asta compensează foarte tare. Perfect, am pus paharul ăsta de vin roșu, m-am gândit că totuși, hai, dăm noroc, acum că luăm o gură, nu o să ne se păteze dinții. Am băut repede, nu l-am ținut mult în gură. De la Sâmburești, o să-ți dăm un vin alb, pentru mulțumesc că ăsta nu, poate nu răpătează. Eu știam că n-ai voie să bei băuturi colorate sau cafea după ce te duci și ți-e faci un procedeu de albire, că atunci îți vedești mai puternic. Da, în momentul albirii se face cumva o deshidratare a dintelui. Și dacă noi venim dintre să-l vezi ca un burete ulterior, de fapt el este constituit ca un burete, că smalțul dentar este poros. Noi scoatem efectiv prin procesul acela de deshidratare, scoatem colorantul din dinte ca să venim către o culoare, o nuanță mai albă. Uh-huh. Și noi dacă venim direct pe dintele deshidratat cu parte colorată, ceaiul pătează extrem de tare, freșurile de sfeclă, de știu eu ce mai consumăm, pătează extrem de tare, da. Și atunci imediat se impregnează. Undeva în producătorii de produse profesionale de albire pe care le indicăm, nu cele din comerț, susțin că undeva în 14 zile se remineralizează și se astupă acei pori. Deci după o albire, cam 14 zile, 14 trebuie să fii foarte atent. Exact, exact. Oameni buni, Alin Gabor, medic stomatolog. Câți ani ai, Alin? 34. 34 de ani, are și o poveste foarte interesantă, pentru că el, de fapt, trebuia să fie acum pe terenul de fotbal. Nu, poate chiar rău. La națională. Nu era rău, dacă moșteam mai mult din talentul tatălui, poate eram acolo. E pasiunea maximă acolo, ca să spun așa. Când mă duc cu prietenii să mă mai recrez la câte un fotbal, efectiv uit de orice altă problemă. Acum a apărut fiul meu, Zian, care să vă trăiască. Este peste această pasiune, mulțumesc frumos asemenea, și e același sentiment cumva că mă face să uit de absolut orice ce există pe lumea asta ca problemă sau ca... Câți ani are Zian? 2 ani de zile. 2 ani de zile. Mulți da. Înainte. Mulțumesc. Și stai puțin, pasiunea pentru fotbal vine din familie, pentru că tatăl tău... Da, tatăl meu a fost fotbalist. Și nu orice fotbalist. A jucat la națională, a prins generația în care era generația lui Hagi și generația marilor fotbaliști. Ghinionul că s-a accidentat la tendonul ahilian când s-a născut fratele meu la piciorul drept, când m-am născut eu la piciorul stâng. Și cumva metodele de recuperare atunci nu erau cele mai bune și s-a cam închis cariera tatălui meu, dar au reușit niște performanțe care sunt unice în România, are balonul de aur și gheata de bronz la campionatul mondial din Australia. Da, era under 21, dar înaintea lui luase Maradona, urmase Messi după aia la ceva timp, adică doar jucători de renume. Multă lume spunea că se ridica de talentul lui Hagi, că el este talonul fotbalului românesc, și atunci eu mă simt extrem de mândru. Fie de fiecare dată când aud poveștile cu el, mă Romulus, extrem de Romulus Gabor, oameni da, buni. Da. În timpul ăsta ați văzut și fotografii cu tatăl tău, da. Care, iată, cum să zic, la fotbal ridicase ștacheta destul de mult și pentru tine. Da, și cumva el a zis, încearcă fotbalul, vezi dacă îți place. El mă ducea, mă susținea, dar până la un anumit punct. Și mi-a spus, ori devii suficient de bun încât să ajungi pe pielea ta super fotbalist, ori încerci altă variantă. El mi-a dat un sfat pe care încerc să-l urmez, sper, toată viața. Orice-i face, să devii cel mai bun, să încerci să devii cel mai bun în acel domeniu. Și prin clasa 12 mi-am dat seama că n-am fost suficient de talentat încât să ajung. Și mă gândeam, băi, decât să ajung prin o ligă inferioară în care să nu pot să-mi câștig existența, la 18 ani ce știam să fac? Nu știam prea multe. Nu cred că există la ora actuală un copil de 18 ani, că eu m-am considerat copil la 18 ani încă, da, să știu, bă, îmi doresc să fac stomatologie. Nu, eu am gândit, voiam dreptul, doar că am văzut prieteni mai mari de-ai fratelui meu, care cu dreptul terminat nu-și prea găseau de muncă și nu prea aveau bani. Și am zis, băi, eu n-am văzut stomatolog sărac. Eu când mă duceam la dentist, mă taxa destul de mult. Și am zis, hai să încerc partea asta de stomatologie. Mama, fiind profesoară de biologie și a dorit să ajungă medic-dentist, admiterea era extrem de dificilă, locurile erau limitate în perioada în care dădea mama admiterea și nu a reușit să intre. Dar și-a materializat cumva visul odată prin facultatea de biologie, că este profesoară de biologie, și ulterior prin mine. M-a stimulat extrem de tare. Și
am zis, băi, eu l-am dezamăgit pe tata, nu mai pot să dezamăgești pe mama, acum cu asta, și să încerc să-i fac mândri pe amândoi. Și am învățat, m-am apucasem cu vreo 3 luni înainte de admitere, am învățat zi și noapte, zi și noapte, am reușit să intru primul la facultate, am devenit șef de an, le zic cu mândrie cumva pentru că m-au stimulat toate chestiile astea din ambiție. Eu mă bucur că le fac. Zici, pentru că poate sunt oameni sau adolescenți care zic, băi, eu ce o să fac cu viața mea, știi? Și uite că se poate dacă îți dorești cu adevărat ceva și cu muncă multă. Muncă multă... Adică tu erai mai mult pe terenul de fotbal și dintr-o dată ai zis, bă, gata, mă pun cu burta pe carte și mai bine, cu toate că erai foarte bun la învățătură. Da, era un echilibru în familie. Mama fiind profesoară la liceu unde nu prea eram, aveai timp să nu prea aveam ce să fac, nu prea puteam să fac nimic în liceu, că una, două se afla și atunci trebuia să învăț, trebuia să fiu prezent. Și să nu faci de râs pe doamna profesoară. Exact, exact. Și atunci am reușit cumva să fac pasul ăsta către carte mai ușor cumva. Nu neapărat pot să zic că sunt mare pasionat să învăț, să-mi placă să stau acasă să învăț, eu fiind toată ziua pe teren să bat mingea. Doar că din ambiție și mi-am dorit treaba asta să ajung ceva, am reușit să fac. Gustul stomatologiei l-am prins în anul 2 de facultate, când efectiv în anul 2 deja intrăm și lucrăm pe pacienți. Se fac detartraje. Deci tu la clasa 12 ai zis, bă, gata, nu mă mai duc cu fotbalul, mă pun serios pe treabă, dau la stomatologie, îmi place, cam mă duc acolo, e și o meserie din care pot să trăiesc. Exact. Fratele tău ce făcea? El era mai mare, Da, e mai mare cu 3 ani decât mine, era student la inginerie tot în Timișoara, de aceea am ales și o facultate din Timișoara, că am zis că mi-e mai ușor. Exact. Mi-e mai ușor care cine să mă protejeze, că el tot timpul a fost fratele ăla, orice se întâmpla era acolo, orice. Și automat m-am dus către Timișoara ca să am un sprijin, pentru că eu plecând dintr-un orășel mic ca Hunedoara, când am ajuns în Timișoara, am zis, wow, nu se poate, cum rezist eu aici? Și încet, încet m-a prins toată treaba asta. Fratele meu a terminat ingineria, este în Anglia, acum lucrează acolo, are un job extrem de bine plătit și de bine stabil. Nu neapărat că îi place Anglia, îi place contextul, meseria și contextul în care a ajuns, este căsătorit, este foarte bine acolo el. Meseria lui este mult mai bine plătită și respectată în Occident, în Anglia. Iar eu am rămas în Timișoara și după facultate, făcând anumite studii, făcând cercetare. Cred că ce mândri trebuie să fie părinții voștri când vă văd pe amândoi realizați, știi? Ăla mare în Anglia cu familia lui își trăiește viața și se descurcă singur, celălalt face stomatologie în țară. Sunt două clinici stomatologice mari cu toate serviciile pe care le putem oferi în stomatologie, de la cele mai simple manopere până la cele mai complicate, inclusiv pe varianta de sedare intravenoasă, care, să dau așa niște detalii, dacă te simți foarte fricos sau simți că leșin sau că ai vreo problemă în care nu suporți cabinetul stomatologic, se poate băga ceva pe venă controlat de un medic ateist, obligator. Avem pat de recuperare în care pacientul stă după, nu este anestezie generală. Lucrările foarte complicate. Exact, nu? Unde sunt implanturi și extracții și reconstrucții osoase în cazuri în care sunt total compromise, pentru a restaura trebuie să intervină chirurgia avansată și aici este nevoie, pentru că confortul pacientului trebuie să fie acolo, inclusiv pentru medic, ca să poată să-și desfășoare activitatea într-un mod cât mai corect și optim pentru pacient. Te-ai dus la Timișoara, ai terminat stomatologia, în anul 2 ai făcut practică, ți-ai dat seama, băgat, asta fac, nu? În anul 2, când se intră pe pacient, intri cu manopere destul de basic, normal, că ești student, și mă îmbrăcasem în halat prima oară și am prins puțin așa aere de doctor, ca să spun așa. În fața mea era o bătrânică, o doamnă, care venise că la facultate se mai realizează tratamente pe seniori pentru nu a face experimente, să nu se înțeleagă greșit, pentru că eram supervizați de profesori, de asistenți universitari care sunt extrem de bine pregătiți și noi ca și studenți, noi nu avem voie să greșim pentru că riscăm să fim chiar exmatriculați sau mai știu eu ce. Okay? Cumva am vrut să o las pe doamna să intre în cabinetul stomatologic și dânsa mi-a zis, nu, după dumneavoastră, domnul doctor. Și atunci m-am simțit super erou, nu știu cum să-ți povestesc, știi? Și atunci am simțit gustul stomatologiei, de fapt, când am văzut ce înseamnă, ce prestanță are un medic. Respectul pe care îl impui prin titulatura aceasta, dar nu neapărat, efectiv și când am pus mâna pe pacient și am văzut că bătrânica a plecat zâmbind de la mine, am scăpat-o de o durere în ziua respectivă, a fost cu totul altceva. Cel puțin m-a atins pe mine suficient de mult încât să mă motiveze și mai tare în acest domeniu.
E bine, ce credeți? Că nu se oprește aici. Te-ai dus, ai studiat și prin Anglia și prin America? Da, am, și în Italia? Am cursuri făcute în Italia, în mai multe locații în Italia, pentru că din anul 3 eu am început cu cercetarea. Fiind și șef de an, am fost ancorat mereu în rândul profesorilor și cumva au avut o afinitate pentru mine, pentru că îmi dădeam interesul că îmi plăcea. Și au zis, bă, nu vrei să faci și cercetare? Și am zis, nu știu cu ce se mănâncă, dar hai să încercăm. Și, într-adevăr, partea de cercetare, nu neapărat că nu mi-a plăcut, mi-a plăcut până la un anumit punct. E mișto că vezi cele mai noi tehnologii, cele mai noi materiale, cele mai noi manopere pe care le poți vedea. Iar eu, ca student, am avut posibilitatea de a participa la tot felul de cursuri și mi-am făcut niște intrări, niște relații, că contează extrem de mult și treaba asta. Și am participat la cursuri în state, la cursuri în Italia, în mai multe locații, în Anglia, în Dubai am fost, chiar sunt masterand la un curs în Dubai, încă continui studiile, să nu crezi că e chiar așa. Adică toată viața înveți. Da, da. Mă gândesc la chestia asta. Deci tu ai fost șef de an, adică asta înseamnă că erai... Am învățat destul de bine. Bine, n-am avut nicio restanță, o zic cu mândrie, pentru că... Păi n-aveai cum să fii și șef de an să ai și restanță. Da, trebuia să învăț, trebuia, tot așa din ambiție, tot așa, n-am vrut să dezamăgesc. La tine ambiția asta cred că se trage un pic și de la tatăl tău, care pe teren vroia să fie cel mai bun. Exact, el mi-a implementat treaba asta că, bă, trebuie să fii cel mai bun în ceea ce faci, și atunci m-am dedicat extrem de tare. Și repet, era și chestia, nu vreau să dezamăgești pe mama, nu vreau. Când o sunam și zicea, mama, am luat 10. Era o satisfacție că s-o sun pe ea prima să zic, bă, am luat 10. Nu neapărat nota în sine. Faptul cât am muncit eu și cât de mândră a fost. Că și când am ieșit din admitere și am spus, am luat 10, a început să plângă pe acolo. E o satisfacție aparte pe care m-a motivat din ce în ce mai tare să trag mai tare pe partea asta. Ea m-a susținut și pe partea de cercetare în continuare, pentru că chiar dacă este susținut cumva de universitate, sunt niște costuri de deplasări, de etc., pe care eu, ca student, mi-era greu să mi le susțin. Și ea m-a susținut și în treaba asta. Toate deplasările, toate cazările, toate participările la cursuri, ea mi le-a susținut. Ești un timp foarte mișto și în același timp foarte pasionat de ceea ce faci și știi cum e, să iei 10 la admitere, să ai 10 când ești acolo șef de an, toate poveștile astea. De ce n-ai ales să faci meseria asta în străinătate cum face fratele tău? Pentru că poate acolo, real vorbind, era și mai bine plătită. Adică mă gândesc să-și fi făcut cabinetul ăsta stomatologic în Dubai. Sau să-l fi făcut în New York, unde ai fost la cursuri. Da. Sau în alte zone. De ce nu? Am avut tentația de a pleca. Eu am început gândul să fac facultatea aceasta, să plec din țară. Așa mi-am dorit eu să plec, că știam că dincolo, cum spui și tu, sunt mai bine plătiți medicii, sau cel puțin pe ramura mea stomatologică sunt foarte bine plătiți medicii stomatologi, dar am ajuns cu cercetarea să mă angrenez destul de tare în mediul universitar. Mi s-a oferit oportunitatea de a face un doctorat, câștigând prin concurs și partea asta de doctorat și partea de asistent universitar, și am rămas să predau la facultate ca asistent universitar. Mi-a plăcut. Îmi place în continuare. Acum să vorbesc. Nu erai numai domnul doctor, erai și domnul asistent. Deci nu, domnul asistent universitar. Adică... Da, mi-au mai crescut gradele. Da. Mergeai mai drept. Da, exact, ceva de genul. Și ulterior, începând doctoratul, cumva am rămas în Timișoara, pentru că am deschis un cabinet în Timișoara și, fiind asistent universitar, lumea te percepe puțin diferit. În ce sens? Bă, ăla, dacă predă la facultate, sigur e și bun ca medic. Nu e tot timpul o chestie general valabilă, pentru că am văzut în străinătate cei care practică stomatologia, practică doar stomatologia, iar cei care sunt profesori sau asistenți universitari practică doar treaba asta. Adică nu mai au timp. E greu să le îmbin. Nu este imposibil, pentru că eu cunosc cazuri în Timișoara care sunt și medici și profesori excepționali, doar că e mai greu cu viața socială. Eu am vrut cumva să le îmbin, să și trăiesc viața, pentru că este stomatologie, dar este până la un punct și stomatologia. Trebuie cumva să am un echilibru. Este un... De asta te-ai și căsătorit, ești și tată. Da. Mi-am dorit extrem de mult familie. Dorit familie. Da, mi-am dorit extrem de mult familia și mă susține extrem de tare familia și îmi dă un echilibru maxim. Adică a venit ca o binecuvântare în viața mea și Zian și Mălina, pentru că am reușit să fac din ce în ce mai multe. M-a motivat din ce în ce mai tare. Mi-a schimbat percepția despre viață, despre lucruri materiale. Înainte, efectiv, ce câștigam, investeam în mine ca meserie și ce rămânea, efectiv, nu strângeam un ban. Acum asta, nu mai am nevoie de anumite chestii, nu mai am nevoie de... Habar n-am, dau exemplu hainele, că mulți cumpărăm sau poate risipim bani pe haine. Eu nu mai fac chestia asta, că nu mai văd necesar să am hainele
de la firma X. Real, vorbind de acum 8 ore pe zi, ai și un singur halat. Halat, exact. Care... da, corect, e suficient, corect, adică nu corect, trebuie să corect, fie. Nici nu am unde să trebuie aici, dacă mă mai inviți la podcast, poate da. O să mai cumpăr un set de haine. Dar da. Mi se pare că ești foarte ambițios, așa ai fost de mic? Da, mama are o poveste din clasa a doua cu mine, când m-am certat cu doamna învățătoare, că de ce colega de bancă a luat 10 și a copiat de la mine și eu am luat doar 9 și chestii de genul. De mic mi-a plăcut să nu să epatez, să mă impun prin... Dacă știu că am făcut ceva bine, nu știu, vreau nu neapărat să se vadă, să mi se dea niște merite acolo. Și atunci m-a ambiționat toată treaba asta să încerc. La fotbal am fost leneș, că tata venea la stadion și mă certa. Eu nu mai puteam să alerg că... Tu ce jucai? Atacant. Am început ca fundaș, greuț, mijlocaș la creație acolo, m-am dus pe atac. Să dau goluri, îmi plăcea să bag în poartă, că era la atacant, în ghilimele mele, e mai ușor, că ești mai leneș un pic. Și e și starul. Da, ceva de genul. A dat golul, exact. El și-a oarecum... Și tata mă certa și la antrenamente, că dacă probabil mă motiva mai tare și acolo, poate aveam o șansă, dar nu regret absolut nimica. E o pasiune pe care o să o fac mereu cu drag, dar consider că drumul, așa trebuie să se întâmple toate lucrurile, să muncesc, să devin ceea ce sunt și ceea ce... Eu consider că mai am foarte multe de învățat în domeniul ăsta. Sunt încă extrem de tânăr în domeniul stomatologiei, pentru că din facultate ne spuneam, bă, un medic stomatolog bun, se vede după 10-15 ani încolo, pentru că trebuie să parcurgă, să ardă niște etape de învățare, de executare a ceea ce a învățat și după aia prinde experiență. Pentru mine ești foarte convingător să fii cu 10 la facultate, cu 10 când termini școala și așa mai departe și în același timp, știi, tu vii dintr-o familie care nu avea treabă cu stomatologia. Ok, își dorea mama, da? Ea profesoară de biologie. No. Tata fotbalist, adică și unul dintre cei mai buni, exact cum spuneai, și cu recorduri mondiale. Și tu te-ai dus așa pe munca ta și pe banii tăi să-ți faci. Și cum ți-ai făcut primul cabinet? Sincer, a fost o asociere cu unul dintre profesori care a fost ca un tată pentru mine în facultate. El mi-a oferit prima șansă să intru în cercetare. El m-a băgat ca și asistent universitar, m-a împins de la spate. Hai că uite, poți să faci și asta. A văzut adică... potențial în mine și a zis, bă, uite, eu am o clinică cu atâtea scaune. Vrei să vii și tu? Da. Și am început. Omul prima oară mi-a oferit doar să lucrez, să-mi câștig existența și ulterior s-a ajuns să fiu colaborator în clinica respectivă. Și cred că m-a ajutat extrem de mult asocierea de imagine cu el, pentru că era un medic extrem de renumit în Timișoara. În același timp îți dai seama că nici nu se asocia cu tine dacă tu nu erai unul bun. Dacă nu erai elevul ăla deștept, îți dai seama că nu... Și când am ajuns deja să intru pe pacient, am gândit că, mă, omul ăla în scaun poate fie maică-mea. Dacă nu știu să-i fac ceva, mai bine nu-i fac. Prefer decât să-i fac rău, îl trimit la un coleg mai experimentat. Și cred că motoul ăsta m-a ghidat pe parcurs încât să-mi selectez pacientura unde sunt capabil să fac, pentru că și la ora actuală am colegi pe care îi sun, mai experimentați, și le cer un sfat. E o meserie care, eu de exemplu, eu nu am orgoliu în meseria asta, pentru că interesul meu este să fie bine pacientul. Că pacientul care pleacă mulțumit mai îmi recomandă oameni. Dar unul care pleacă nemulțumit și reclama negativă funcționează groaznic și nu-mi doresc treaba asta. Și nu știu, o văd pe mama în scaun, nu pot să-i fac rău. Nu știu, nu fac, nu-i nicio problemă. Există cineva mai experimentat decât mine. Și clinica noastră dispune de 20 de medici, fiecare pe specializarea lui. Eu am plecat din Timișoara în Londra, am vrut să mă mut în Londra înainte de pandemie, am zis gata, plec din țară. De ce? Eram supărat un pic pe tot ceea ce se întâmplă în țara noastră, nu intru în detalii, efectiv nu ne mult. Nu că noi nu ne-am dat seama ce se întâmplă în țara noastră, unde sistemul medical și nu numai e da, de multe ori la pământ. Mă nemulțumeam mai multe lucruri și am zis gata, plec în Anglia, să vedem ce se întâmplă. Aveam pe cineva în Anglia care mi-a făcut o recomandare și mi-a zis, bă, la noi la clinică se câștigă 20-30 de mii de lire cu 4 zile de lucru și am zis, bă, mi-am făcut niște calcule. Mă duc, lucrez câțiva ani și după aia am deschis ceva în care să-mi fac eu liniștea mea în țară. Ce să vezi, a venit pandemia, s-a blocat totul. Eu am făcut 6 luni de practică, mi-am dat testul de limbă, că acolo e un pic mai greuț de a intra în colegiul medicilor, trebuie să știi limba engleză la nivel academic, ceea ce a fost extrem de dificil, recunosc toată treaba asta. A și durat. Ai intrat? Da, dar a durat destul de mult până am procesul ăla, până am învățat toată engleza. Venind pandemia, m-am întors în țară. Că n-am avut ce să fac. Cabinetele stomatologice la noi în țară erau toate închise, puține atingeau standardele de COVID ca să poată să fie deschise. În București erau deschise niște clinici, cum era și House of Beauty Clinic și este House of Beauty Clinic, la cele mai înalte standarde. Și ei au fost primii din țară care au deschis. Spun ei, pentru că eu nu făceam parte din toată clinica asta atunci. Am venit în București la un congres stomatologic, m-am întâlnit cu
medicul și cu partenerului de atunci al clinicii și mi-au spus, bă, uite, nu vrei să încerci la noi, că noi avem deschis. Bă, da, hai să vedem ce se întâmplă. Am venit 3 luni de zile în care îmi țineam orele încă în Timișoara și făceam naveta. Adică erai student universitar la facultatea de stoma din Timișoara? Da, făceam treaba asta pentru că acolo se făceau doar parțial orele, că așa era sistemul de învățământ la momentul respectiv cu COVID-ul. Și mai aveam și pacienți pe care trebuia să-i termin. Nu puteam să le închid ușa nas la ea odată ce le-am început tratamentul. Și miercurea mă duceam tot timpul miercurea. Plecam marți noapte, mă întorceam miercuri seara și lucram în rest în București. Și după 3 luni de zile am închis tot. Am vândut tot ce aveam în Timișoara și m-am mutat la București. Și încet, încet, eu am fost medic colaborator la început în House of Beauty Clinic. Ulterior s-a schimbat puțin organizarea la noi, forma de organizare, și am devenit director medical și coordonator medical. Nu e un post pe care să zic neapărat că mi-am făcut target să fac treaba asta. Conjunctura și contextul favorabil, nu e ușor ceea ce fac, pentru că lucrul cu omul este extrem de greu, lucrul cu medicul este și mai greu. Și am colegi medici care fiecare cumva este extrem de bun în ceea ce face și mi-e greu să-l contrazic pe medicul respectiv și atunci trebuie să fie o comunicare extrem de bună în echipă. Dau un exemplu banal. Noi, toate consultațiile pe care le facem, eu preiau consultațiile, doar că nu dau eu planul de tratament 100%. De ce? Eu nu sunt specialist pe chirurgie, nu sunt specialist pe ortodonție și atunci eu culeg informațiile și împreună cu echipa medicală sau dacă mai necesită un consult, mai chem o dată la chirurgie, ceea ce mi se pare că așa trebuie să se desfășoare într-un mod cât mai civilizat și optim ca să găsim toate variantele de tratament. Asta vine și din experiența aia pe care ai dobândit-o în străinătate și în toate cursurile astea pe care le-ai făcut. Da, se implementează treaba asta din ce în ce mai mult în România. Adică... Păi și practic, voi acum câte scaune aveți sau câți doctori? Sau cum ai zis? Suntem 17 medici, dacă am socotit bine, da. O armată de asistente, că altfel nu faci față. Și sunt 9 scaune în Alba Iulia și sunt 5 în Pipera. Adică sunt. E de lucru, e flux. Domnul director pe partea economică se gândește și la deschiderea a treia, a patra, își dorește, are o viziune extrem de mare pe business. El este pe partea de business, eu sunt pe partea medicală. El mi-a deschis creierul pe partea de business în sensul că fără el nu se putea, pentru că este super, super smart pe treaba asta și vede potențial. Deci uite unde ai reușit tu să ajungi în același timp, fără să-ți dai seama, în toate lucrurile pe care le spuneai aici la podcast, de reușită era să o sun pe mama să vadă că am luat 10 la examen. Da. Să sun bătrânica care stă pe scaun, dacă ar fi mama, să nu fac ceva greșit. Și-a pus foarte puternic amprenta mama asupra ta și asupra felului de om care ești în ziua de astăzi și omului pe care l-a creat. Eu le mulțumesc din suflet amândurora că m-au crescut cu bune, cu rele, în sensul rele. Rele că am făcut prostii când eram copii și ne mai certau și am prins educația mai veche în care îți mai scăpa câte una poate ca să te redreseze. Dar nu noi judec, au fost perfect ceea ce s-a întâmplat. Cu toate că am fost mai cu minte, fratele meu a fost mai năzdrăvan, ca să zic așa, a făcut mai multe prostii decât mine, dar le mulțumesc din suflet pentru ceea ce m-au ghidat și cum au reușit să mă crească, să mă îndrume. Consider că am primit educația veche cu niște principii foarte sănătoase din punctul meu de vedere, că la ora actuală e relativ și asta cu principiile și cu educația, dar eu sunt super mulțumit de ceea ce am reușit să fac cu ajutorul lor. Oameni buni, cum vă spuneam ceva mai devreme, Alin Gabor, domnul doctor alături de noi, și când spun chestia asta, mai simți aceeași mândrie pe care o simțeai atunci prima dată când ți-a zis prima pacientă, domnul doctor, după dumneavoastră? A doua oară când am simțit această mândrie a fost, eram cu un coleg de la medicină generală. Bă, voi stomatologi, voi nu sunteți, mă, doctor, mă, voi sunteți opincari, făcea mișto de mine. Da, glumele și între medici. Și am stai că termină doctoratul, că atunci nu mai are ce să zică, că este DR, PhD-ul sau doctoratul, doctor în științe medicale și acum sunt și doctor, în ghilimele. Și da, m-am simțit foarte mândru când am terminat doctoratul. Este o muncă asidu acolo la doctorat și este partea aia de cercetare efectiv în care trebuie să faci, că am cercetat tot felul de chestii pe parte osoasă, augmentări osoase, efectiv mă simțeam ca în Dexter uneori, pentru că am lucrat cu o echipă în care intrai în laboratoare și făceai pe șoricei tot felul de adiții osoase. A fost o muncă mișto, o experiență super interesantă, pe care sincer, nu neapărat că aș mai face-o, doar că tot așa a contribuit la formarea mea profesională. Dar știi ce vreau să te întreb? Te rog. Se vede că tu ești un tip ăsta ambițios care vrei mereu să faci câte ceva și câte ceva. Unde te vezi la 40 de ani? Acum având 30 și... La pensie. Acum având 30 și... 34. Deci peste 6 ani unde te vezi?
Nu știu, sper, tot împreună cu House of Beauty Clinic, cu a treia, a patra clinică pe care să le manageuim din ce în ce mai bine. Și când zic management, nu mă refer la partea economică, că eu nu privesc asta ca o afacere și cred că asta este marele avantaj al meu, pentru că am știut mereu că dacă faci lucru bine, o să vină și banul ăla. Mai puțin poate la început, că tot mama m-a susținut primii 2-3 ani de după facultate. Mama și tata, bineînțeles, să nu-l neglijez pe tata, că mă va certa. Dar consider că e mult de muncă și e potențial în România în educație medicală. Pentru că nu știm momentan ce înseamnă stomatologia, ne ghidăm foarte mult după medicii de pe Google, de pe TikTok. Asta e mare problemă. Și medici zic în ghilimele, pentru că și eu... Asta zic, măcar dacă ar fi medici cu acte în regulă, exact, atunci zici, bă, merite să-i urmăși. Dar sunt unii care se dau medici, ei n-având nicio treabă. Exact. Mai ales că au fost și foarte multe cazuri cu Parcangiu și făcea operații, știi? Da, tot felul da, de cazuri. Da. Dar de asta oamenii e bine să aibă grijă de unde își aleg informația. Da, din păcate rețelele sociale sunt libere pentru toată lumea, doar că nu m-aș încrede doar în sfatul aceluia. Aș verifica o sursă credibilă, cu un om cu studii, un om care a terminat o universitate. E mult mai credibil un medic, din punctul meu de vedere, decât doar să te uiți pe TikTok și să iei sfatul uneia, să te speli cu bicarbonat pe dinți sau mai da, știu eu ce. Sfatul ăla ți-e la îndemână, ți-e ușor și ai impresia că ai dat lovitura. Da, da, dar distrugi și dinții. Hai că o să vorbim imediat și despre mituri și despre cât de important e să mergi la stomatolog. Dar dacă tot ai spus că te-ai căsătorit, că l-ai pe Zian, acum cum spune, cum ai cunoscut-o pe soția ta? Să nu spui că la cabinetul stomatologic. Nu. Venise un celebru rapper în România, Taiga, da. La Nuba, la Mare. E ok dacă am spus? Da, cum să nu. Ok. Și am zis, băi, vară, hai să ne recreăm și noi într-o sâmbătă la mare, să mergem. Clinica, pe perioada verii, cumva sâmbetele, e redus programul, pentru că lumea mai pleacă în concedie, e vacanță și nu e la fel de același flux de oameni. Dar am mers la mare și efectiv deci acum... Mergi cu gașca de medici. De medici, pentru că și noi suntem oameni și noi trebuie să înțeleagă lumea asta. Dacă ne văd prin club, nu înseamnă că ne facem de râs prin club. Doctor, mă, e doctor. Am pățit și treaba asta. Bă, nu mă duc la ăla că a fost în club ieri sau eu sunt mare fan tatuaje și am tatuaje. Nu mă duc la ăla care tatuaje. Alte povești. Dar în același timp lumea nu vede. Bă, ăla are tatuaje, dar știi, a fost șef de promoție, știi, a luat 10. Stai un pic. Apropo de asta, am făcut un curs în Elveția, că de la uitasem. Șeful pe neurochirurgie, secția de neurochirurgie, era tatuat de la degetul mic de la mână până la cealaltă mână și pe marginea mandibulei, așa. Și era șeful de neurochirurgie. Adică la alții se poate. La noi încă suntem priviți așa un pic, îndoielnic. Crezi? Uite, de când am venit în București, am pățit în Timișoara. Tot cu o doamnă mai în vârstă, n-avea ochelarii dânsa la ea și ea, eu am halatul unde sternă halatul, sternă și tatuajul. L-am făcut intenționat, dar m-am întins după ochelarii dânsei să-i dau, s-a ridicat halatul, s-a văzut tatuajul. Și am zis, și s-a uitat la mine, domnul doctor când vine? Păi eu sunt domnul doctor, dumneavoastră, da. Păi știți, nu mai pot să stau, că vine pensia, nu știu ce, se grăbea acasă. Bine, asta e, s-a întâmplat și mi-am dat seama că asta a fost. Că eu aveam vis. Îmi plac tatuajele, îmi place arta în general. Că și ceea ce facem noi, că eu consider că este o artă, pentru că trebuie să vezi în perspectivă ceea ce faci ca și dantură, dar că momentan încă tatuajele sunt limitate pentru mine. Crezi că încă, adică, da, e posibil ca oamenii să pună aceste etichete doar... În București este lumea mult mai deschisă. În București mult mai deschisă. Da. Și da. Bun, ai ajuns la mare, Taiga, pac, suntem la Nuba și... Da, și e... Eu, de când am intrat în club, am văzut-o pe ea, mi-a plăcut. Și, bă, când e să fie e. Da, și efectiv din seara aia am fost nedespărțiți. Într-o... Tu ai făcut primul pas? Da, eu am făcut primul pas, o știam de pe Instagram, i-am scris, etc. Și m-am dus până la urmă la masă. Nu te-ai, i-ai scris în seara aia? În seara aia, i-am scris, dacă pot să mă duc să o deranjez. Nu prea aveam curaj, eram mai... Când îmi place de cineva, sau mă rog, când îmi plăcea de cineva, eram timorat să scriu eu sau să fac eu primul pas, dar aici nu m-am putut abține și efectiv din seara eram nedespărțiți. Cânta Taiga pe scenă și artificii, nu știu ce, noi ne simțeam în filmul nostru, nici n-auzeam muzica, noi eram împreună, din prima seară ne simțeam făcuți unul pentru celălalt. Și avem un istoric, părinții ei sunt trași în oglindă cu părinții mei, același stil de viață, aceleași principii sănătoase și ne-am simțit confortabil unul cu celălalt. În 3 luni de zile a apărut
vestea că este însărcinată, Zian, și totul s-a produs așa destul de rapid, pentru că ne-am dat frâul liber sentimentelor, că am zis, bă, de ce să mai așteptăm? Hai să vedem ce se întâmplă, că oricum. Când simți că da, e, simți da. Că e. Și așa a fost să fie. Și de cât timp sunteți căsătoriți? Suntem căsătoriți de 2 ani de zile, dar suntem de 3 ani împreună. Când a apărut Zian, am făcut cununia civilă, ulterior, vara trecută am avut nunta, petrecerea și nunta religioasă. Și... Dar trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc că soția ta este artistă. Da, Mălina Vasiloae cântă muzică balcanică și toate genurile de muzică. Este, eu sunt fanul ei numărul 1, o susțin mereu. Uite, chiar la evenimente mă duc cu ea. Adică mă duc cu ea la evenimente la genul, bă, eu știu cum să filmez ca să-i facă bine și la marketing, să aibă niște videouri de postat. Ce fain, ce fain. Și mă duc și o susțin cât de mult pot. Și la evenimente, uite-l pe doctor, o filmează. Păi el ce face? Doctor, ori cameraman. Da, uite, filmează doctor. Da, da. Eu sunt super degajat și nu prea pun eu etichete pe ea. Mie îmi place treaba asta și dacă simt să o fac și am timp liber, de ce nu o să mă susțin și pe ea? Frumos. Mi se pare foarte frumos. Da. Cine ne spunea, Ciucă, tot la fel, fii atent. Catrinel Sandu a venit la noi la podcast. Bebelușa, prima bebelușă la Clinica Cârcotaș și s-a dus în America. Soțul ei, medic-stomatolog? Da. Medic-stomatolog. Ce crezi că face stomatologul în timpul liber? Conduce autobuzul în care Catrinel Sandu merge cu elevii la diferite competiții de dans. Foarte tare. Și spunea, băi, nu e nimic mai mișto și mai fain decât suntem împreună și că îl simt pe ăla că mă ajută în meseria mea. De asta zic, bravo ție, foarte frumos. Petrec și timp mai mult cu ea pentru că lucrez extrem de mult. Eu stau 8, 10, 12 ore uneori în clinică, pentru că preluând și postul de coordonator medical, cam toate se sparg în capul meu. Exact. Și trebuie să stau să fac un fel de consiliere și cu pacienții, pentru că au încredere în medic, au încredere în medicul care le-a făcut planul de tratament și i-a luat în clinică cumva că eu le-am insuflat încredere și atunci cumva orice, că apar neprevăzute, e medicină, nu toate funcționează cum ne-am dorit noi după un anumit protocol. Și atunci trebuie să fac treaba asta, să intervin cu pacienții. Plus, avem laboratoare de tehnică dentară, trebuie să am o colaborare și cu laboratoarele de tehnică dentară. Sunt foarte multe atribuții care nu le fac doar ca medic. E nou pentru mine, nou de un an jumătate. Tu știi dar să cânti? Nu, nu știu să cânt. Mi-aș fi dorit să cânt, da. No. Dar Mălina, când are vreo problemă stomatologică sau ceva, tu ești doctorul care te ocupi? Da. La început, e o poveste amuzantă, că la început a ales altă clinică, că era rușine să vină la mine și am zis, bă, cum, de ce? Băi, uite, am avut o carie și nu voiam să vezi tu. Cum? Și mă supărasem foarte tare, orgoliu de medic. Bă, tu nu vii la mine, n-ai încredere în mine? Și acum nu, este pacienta mea fidelă, n-am cum. Ok, și acum știi cum e pacienta fidelă, care nici n-ai voie să greșești și în același timp nici nu poți să spui, stai dragă, nu deschide gura atât de mult, stai un pic, nu... Am din contră, mi se pare că am mai multe emoții când este un membru al familiei sau un prieten. Am, nu știu cum. De pe mama ta ai avut-o pe scaunul de stomatologie. Este cea mai fricoasă persoană pe care o știu. Încerc să o conving, am reușit să o ajut din punct de vedere al sănătății. Doar că este un caz mai delicat, adică a consumat tetraciclină, un antibiotic care colorează dinții, în perioada în care erupeau dinții permanenți. Asta se întâmplă... Adică era copil, nu? Exact. Și i-a pătat toți dinții. Adică dinții ies de o culoare cremizie. Și vreau să-i pun fațete, pentru că asta este principala mea, nu meserie, principalul meu, cum să spun, act de creație, ca să mă exprim așa, pentru că îmi place să fac arta asta și poți să o duci la regim de artă dacă știi cum să o faci într-un mod încât să facă parte din fața pacientului. Și mi-am dorit treaba asta pentru mama, că mereu a fost cumva, nu i-a plăcut zâmbetul ei. Și asta nu funcționează albirile la tine, că albirea funcționează doar pe smalț, în suprafață dintr-un. Spui acum o chestie de care poate să izbesc foarte mulți oameni, care poate nu știu faptul că au folosit niște antibiotice în copilărie sau cum era. Se dădea tetraciclina în mod special pe bandă rulantă. I-a pătat dinții. Exact, irreversibil și din interior spre exterior. Și nu mai ai ce să faci acolo, doar, în ghilimele, îmbrăcarea dinților. Fațetele acestea. Fațete, coroane, depinde fiecare pacient și caz în parte, cum și se gândea. Nu vrea, este frică. Nu vin să-mi polizez tu mie dinții acolo. Și am zis, bă, dar crede-mă că la ora actuală a avansat atât de mult tehnologia încât fațeta este 0,3 mm, 0,4 are unghia noastră. Și poate să schimbe culoarea. Materialele sunt de atât de bună calitate încât fac corp comun cu dintele. Bineînțeles, ține de tehnica medicală, de... Ține de cine îți face momentul, arta. Exact, cum zici tu. Exact. Ține foarte mult. Da, și noi greșim, că și la noi se întâmplă să mai zboară câte o fațetă. Se întâmplă, doar că fațetele la ora actuală, dacă sunt puse într-un mod corect și când este necesar, că nu toată lumea se pretează pentru fațete, asta este un caz ideal de fațete, care are indicație medicală.
de fațete, pentru că estetica este o funcție a noastră. Da. Nu este doar să se vadă, este face parte din funcția noastră, pentru că dacă nu avem estetica bine formată, psihologicul nostru nu stă mai stă bine. Și are un efect psihologic asupra noastră. Mama, ești frustrat de diferite exact, lucruri, exact. Complexat dar și nu te faci. Dar nu vrea mama nicicum. Nu, efectiv, am avut o doamnă acum mai în, de vârstă apropiată mamei mele și am făcut pozele tot perfect și vreau să-i trimit. Fațetele, da, domnule, da, da. Și a dorit același caz, similar, tetraciclină în copilărie, același caz identic. Și am zis, mamă, uite, nu se întâmplă nimica. Nu doare absolut nimica, e frică de durere. Cât timp îți ia să pui fațete? Depinde foarte mult de la caz la caz, dar un caz ideal, undeva la 3 săptămâni durează. Nu stai 3 săptămâni în clinică, doar că durează... Procedeile. Exact. Procedeul tehnologic de obținere a fațetei este migălos. Îți imaginezi o foiță de sticlă de 0,3 mm, el trebuie să-mi facă 20 de bucăți din alea tehnicianul, laboratorul. Și durează fiecare etapă de băgat în cuptor, de ardere, plus... Deci nu e chiar atât nu, de ușor, nu e chiar dar rezultatul de simplu, și sunt niște... dă o încredere în tine uriașă. 100%, 100% schimbă tot ceea ce ai ca și încredere, ca și viață socială, adică pacienții clar fac pasul ăsta. Da, e un pic înțeleasă greșit treaba asta, pentru că înainte medicii poate nu erau suficient de bine informați și pregătiți pe partea asta de fațete și se șlefuia extrem de mult din dinte, se pilea extrem de mult din dinte. Și e mai ușor când ai spațiu să faci niște fațete, e mai ușor pentru laborator. Mm. Dai greș mai... îți erorile mult mai mici. Și s-a dus treaba asta, ca și durerea la stomatolog, în ziua de astăzi n-ar mai trebui să doară, s-a dus toată treaba asta și oamenii încă consideră că fațetele pot distruge dinții. Da, pot distruge, în anumite circumstanțe. De aceea și fațetele se pun în urma unui consult clinic, în urma unei analize, să adică fie un caz ideal. La medic zic, vreau fațete și doctorul ce bine, hai stai jos să spun fațete. Păi adică trebuie să existe un control, trebuie exact, să primește ochiul exact, ăsta. Și trebuie să fie niște, efectiv, niște repere clinice extrem de bine stabilite. Altfel, pilesc dinții, pun fațetele alea și în 2 ani vine pacientul cu tot cu dinți în pungă, nu cu fațetele mele, cu tot cu dinți. De aceea trebuie gândit extrem de bine și procesul ăsta de fațetare. Și contează la ce doctor te duci la urma urmei, serios, adică. Da, am văzut iar că mulți pacienți aleg străinătatea. Nu le recomand, am văzut cazuri extrem de delicate venite din străinătate pentru că prețul este mai ieftin. Nu le recomand, există fațetele în România, costă un caz de o fațetă în România costă între 400 și 800 de euro. O fațetă... O bucată, o bucată. În alte țări, sub 50 de euro. Păi unde e calitatea? Ce materiale poate să folosească ea? Când noi doar prețul de achiziție a fațetei este de 3, 4, 5 ori mai mare. Trebuie... Știi că întotdeauna mai la toate podcasturile pe care le-am întâlnit cu medii stomatologici sunt foarte mulți oameni care spun, dom'le, m-aș duce la stomatolog, dar e scump. Stomatologia în România e scumpă. Dar stomatologia peste tot în lume e scumpă datorită produselor, datorită tehnologiei sau de ce? Pacienții înțeleg puțin greșit toată treaba asta cu scump la stomatolog. În primul rând, tu nu plătești produsul medical, tu plătești actul medical, tu plătești medicul respectiv. Sunt 6 ani plus 4, 5, 6 specializare, plus cursul, plus doctorate, care nu sunt ieftine. Adică un medic, cum spuneam la început, de calitate, care percepe un onorariu destul de ridicat, are investiți destul de mulți bani. Și aici iar e discutabil, că în funcție de ce te duci. Te duci la o clinică unde vrei să fii tratat ca la o clinică nu neapărat de renume, dar care să aibă servicii de tehnologie, de la radiografie, computer tomograf, scanere, partea de specializare a fiecărui medic în parte, lucru în echipă, patient care. Patient care-ul, să-ți imaginezi, este un om care stă constant după pacientul respectiv să-i explice fiecare etapă, după ce am făcut-o eu ca medic, să-i mai explice încă o dată etapă, să aibă grijă de el. Cred că așa e normal să fie, și civilizat. Peste așa tot. Este civilizat, dar se plătește oarecum tot pachetul de tratamente. Și în România există stomatologie, nu neg. Eu lucram în Timișoara într-un cabinet, într-o clinică mult mai mică ca și dimensiuni și ca și servicii comparativ cu Bucureștiul. Dar se făceau treburi de calitate, doar că experiența pacientului este puțin diferită. Acum depinde fiecare ce își dorește ca experiență. Și cred că atunci când e vorba de sănătatea ta, trebuie să faci absolut orice, să investești în tine, că cu alea rămâie o viață, adică. Pacientul ar trebui să înțeleagă că ar trebui în primul rând să-și... Noi ce încercăm? De la primul eu personal cu pacientul când intră în clinică, îl întreb, cu ce te speli pe dinți? Ce periuță de dinți folosești? Ce pastă de dinți folosești? Cât de des o faci? Folosești ață dentară? Folosești duș bucal? Intru într-o parte de educație, că asta lipsește un pic educația medicală la noi în țară. Și degeaba fac eu un caz
rămas extrem de superb dacă se ajunge în 3-4 ani să aibă niște probleme dentare și pacientul nu are grijă. Eu cumva trebuie să-l conștientizez pe omul ăla. Bă, bagi și educație aici. Exact. Exact. Și de aici vin cumva și problemele stomatologice. Noi dacă am avea mai multă educație în partea de prevenție, consider că nu ar mai fi atâtea probleme stomatologice sau am diminua. Și asta nu e vorba numai de stomatologie, și medicina generală la fel, pentru că sunt puțini care se duc regulat să-și facă la 6 luni analizele sau o dată pe an sau mai știu eu ce. Acum îmi dau seama și de fapt mai povestisem că am un vecin pe stradă, celebru, e vorba de Ioan Andone, care a fost celebru fotbalist și antrenor, și eram la un moment dat pe stradă, Ando, mă întâlnesc cu el, are la fel un câine, se plimbă cu el și la un moment dat era foarte încântat și mi-a arătat că aș făcuse dinții și că avusese o problemă destul de complicată și ții minte satisfacția omului, chiar acum am să aminte, care ți arată că uite, ce zâmbește, da, și zâmbești cam dinții bine. Ando e pacientul tău, Andone. Da, e prieten bun cu tata și dintr-o discuție într-alta a prins încredere în mine. Că el avea ceva probleme complicate, Andone. Da, da, a avut în general sportivii de performanță și tipii musculari înalți, cum este domnul Andone, suferă de strânsul din dinți, scrâșnitul sau bruxismul. Și la dânsul i-a măcinat dinții de efectiv mușcătura, care este cumva așa normal, a devenit inversă mușcătura. Adică el mușca cumva în față, pentru că nu mai avea substanță dentară și aluneca mandibula în față. Și asta împiedică fizionomie, pentru că tot etajul ăsta inferior se micșorează și apare facesul îmbătrânit, că intră gura, apare colapsul țesuturilor, pică în interior toate țesuturile moi și pare fața super îmbătrânită. Plus, funcționalitate. Nu poți să mesteci alimentele cum trebuie, apar probleme de stomac, apar diverse alte probleme pe care le putem. Plus, dintele fiind mai subțire, nu mai având stratul de protecție, scutus, malțul, stratul de dedesubt dentina este inervată. Doare, nu poți bei rece. Și toată simptomatologia asta a acuzat-o domnul Andone. Deci Andone le avea pe toate, Ando. Cam da. Dar este un pacient ideal, model, sincer să spun. Am avut o colaborare extrem de bună cu el. Știți că și porecla este fălcosul. Da, da, exact. Exact. De ce? Pentru că cavitatea bucală a dânsului este extrem de mare. Ciucă, ia conectează-mă, hai să-l sunăm pe Ando. Ando, suntem aici cu... Stai să văd cum ne conectăm. Nu ne place să facem chestii astea pe care nu ne... Nu știu, spontane. Da, nu ne stabili înainte, dar acum mă gândeam. Da. Fălcosul, chiar porecla lui Andone, ce? Caută rotul asta. Fălcosul. Și acum, gata, s-a terminat toată povestea lui? Da, 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 am reușit să restaurăm. Am trecut printr-o perioadă de probe pentru că s-au pus niște provizorii cu care se stă, să vedem din ce cauză se sparg dinții. Cât a durat? Undeva la vreo 3-4 luni de zile am reușit să stabilizez. Inclusiv îl chemasem pentru niște injecții cu toxină botulinică la nivelul mușchiului maseter, dar am depistat că nu mai există simptomatologie și am renunțat cel puțin temporar. Există posibilitatea să-mi spargă și acum vreo fațetă, coroană ce am pus acolo. Depinde la ce mese, uită. Exact, cât de nervos, cât de supărat este dânsul, dar... E un caz care este o transformare super, super interesantă. Eu i-am urmărit toate pozele dinainte și acum zâmbește în orice poză și în orice video, este cu gura până la urechi și asta îmi dă o satisfacție aparte mie. Și ai dreptate, antinerit. Antinerit, da, l-a schimbat extrem de mult și eu consider că îmi bine. Da, și acum cred că și Simona, soția lui, este bucuroasă. Uite, mă, al meu ce zâmbet are. Da. Stai că îl sună pe Andul, sunt pe WhatsApp, nu știu dacă e în țară sau nu, dar vedem noi, poate e cu câine la plimbare ceva, dăm noi de Andu. Cât mai stăm la podcast, povestim noi cu el. Da, trebuie să fie în țară, că a fost la meci, cred că acum că a avut național la meci, eu știu că el este la toate meciurile prezent. Da, merg. Cum? Să-l sun normal. Haide să vedem. Îl sunăm și normal pe Ando. Pacientului e Alin Gabor și ce fain, îți dai seama cât de tare. Deci tatăl tău, Romulus Gabor, exact cum ai spus, a luat premiile alea pe care le luase și Maradona, pe care le-a luat și Messi, știi? Da. Dar uite ce înseamnă accidentările astea care pot să te scoată definitiv și ce înseamnă să nu ai tehnologie care să te ajute să-ți revii. A durat undeva la 12 luni recuperarea lui, adică nu mai poți să revii la performanța alea niciodată, cel puțin fizic. Talentul nu se uită niciodată, dar și fizic... Și acum să te ocupi tu, ca stomatolog, de colegul lui. A fost o satisfacție aparte, într-adevăr. Am avut emoții mari, sincer să spun, pentru că este o personalitate și mi-e drag de el ca și om, că este un om mișto
Și a trebuit să iasă un caz perfect. Și eu consider că am făcut treaba bună. Nu răspundem, Fălcosul, așa este. Zice, haide că dăm noi de el, ne răspunde el până la final. Da. Sau ne sună și stăm de povești cu nimeni altul decât cu Andone, pacientul. Pacientul. Da. Mălina cântă. Nașa voastră este Nicol Șeri. Nicol Șeri cântă. Da. Tu nu cânți, cu toate că semeni cu Pablo Alboran, nu? Da. Chiar Andra ți-a zis că semeni cu Pablo Alboran, nu? Da. Acum când spui chiar semeni, dar dacă ai zis și o chitară și începi să cânți ceva, eu zic că poți să la cabinet acolo, pac, perfect. Ar fi ceva să mă apuc de cântat, da. Nu e timpul trecut. Cât de important e să fii fidel cabinetului la care mergi de atâția ani? Foarte important. În primul rând pentru tine ca pacient. Pentru dar că sunt mulți care nu-și găsesc, bă, la care să mă duc, care unde e mai bun, cum să faci? Că, pe cuvântul meu de onoare, uite, la orice, și cred că și cei care urmăresc podcastul nostru sunt de acord, bă, te costă un pic mai mult, dar știi măcar că ai ajuns unde trebuie, că nu dă greș doctorul ăla și că e ce trebuie. Prețul poate fi un etalon al calității, dar nu tot timpul. Asta zic, că nu tot timpul. Pentru dar unde, care e medicul ăla? Cum știi, bă, mă duc la aștia, că nu greșesc. Nu pot să dau un sfat pe partea asta, nu știu să-ți spun exact care este rețeta pe partea asta, dar e bine să fii fidel acelui medic și eu le recomand și pacienților când vin la consultații și le fac un plan de tratament. Vă recomand să consultați și a doua, a treia opinie. Unde vă simțiți în siguranță și simțiți feeling-ul ăla cu medicul respectiv că vă poate face bine, acolo alegeți să faceți și decizia. Încerc să le explic toate variantele de tratament, cu efecte secundare la orice chestie, că pacientul trebuie să înțeleagă, bă, se poate întâmpla rău și aici și acolo și, și asta. Dacă te arunci direct să faci pacientul respectiv, este posibil să dai greșit tu ca medic și să-l pierzi și atunci pleacă la altă clinică. Dacă știe de la început, băi, se poate întâmpla asta, că este medicină, nu lucrăm pe un calculator, lucrurile stau puțin diferit și pacientul înțelege și îți devine fidel. Bă, s-a întâmplat asta, dar mi-a zis medicul, hai să mă duc să remedieze, pentru că și se întâmplă și... Adică e importantă relația asta de sinceritate 100%, pe care să o ai cu 100%, pacientul. 100%, eu le recomand pacienților, indiferent de vârstă, sunteți prietenii noștri. Bun, rău ce facem, trebuie să ne dați un feedback ca să știm cum să gestionăm situația, că sunt mulți rușinați să ne zică ceva, Doamne, să nu-l ofensez pe medic. Din contră, mă ajută orice informație, orice mică informație. Eu și când fac fațetele sau restaurez estetic un pacient, le recomand, bă, du-mi o poză cu ceea ce îți place ție. Nu iau dinții de la ala din gură și ți-i pun ție, dar vreau să văd cum percep tu esteticul acesta. Mă ajută ca informație să văd ce ți-ar plăcea, că îl personalizez eu zâmbetul și ți-l fac aparte pentru tine, e cu totul altceva. Dar vreau să știu în ce direcție te afli, pentru că frumosul este relativ. De asta îmi place, că există doctori care mai au timp să vorbească cu pacienții, știi? Să fie discuții, să ai timp să vorbești cu omul ăla, ca omul ăla să capete încredere, relaxare, să fie totul așa cum trebuie. Da, la mine durează consultația undeva la vreo oră, o oră jumătate dacă este un caz complex. De ce? Trebuie să îi ofer pacientului toate informațiile, de la cea mai bună variantă de tratament, cea mai bună însemnând cea mai bună, dar automat și cea mai scumpă, și să-i dau și niște alternative. Cu, bineînțeles, explicațiile. Bă, dacă faci a doua, s-ar putea să se întâmple asta sau asta. Că nu poți să te bazezi doar pe ce-i mai scump și să bagi pe gât pacientului doar planul respectiv. Nu, pacientul trebuie să cunoască toate datele problemei și cumva să decidă pentru el, bineînțeles, ghidat de noi, dar să cunoască datele problemei. De asta revin la fidelizarea pacienților și să înțeleagă și pacienții că trebuie să meargă să vorbească cu medicul ăla, că dacă ți-e rușine și tu te duci repede la al medic ăla, mă doare, mă seaua după ce mi-a lucrat acolo și mă duc la altul că ăla n-a făcut lucru bun. Scuze accentul de arzătelean. Da, asta e, știi cum mă duc la altul medic, că bă, ăla mă doare, nu mi-a făcut bine, eu greșit asta. Da, du-te întreabă prima oară, că dacă medicul ăla este medic în adevăratul sens al cuvântului, își recunoaște greșeala sau spune, băi, corpul tău nu a funcționat cum mi-am dorit eu pe protocolul ăsta. Hai să mai încercăm o dată sau să încercăm o alternativă, pentru că stomatologia la ora actuală este nelimitată. A, ne limitează niște probleme de sănătate generală pe parte de chirurgie și pe parte de anumite intervenții, dar și alea pot fi temporare. Acum am văzut că se printează din 3D. Noi facem, de exemplu, noi ca să putem să studiem mai bine cazul respectiv, luăm gura pacientului, o scanăm și trimitem la laborator să ne facă mulajul, dar mulajul ne-l face direct digital și ne printează dinții. Putem să simulăm mișcările, putem să avem digital toate chestiile astea, tehnologia a avansat extrem de mult și ne ușurează și ne ajută, devenim mult mai predictibil, mai preciși. De aceea îmi place stomatologia la ora actuală din ce în ce mai mult, de aceea mă duc la cursuri din ce în ce mai mult, pentru că devine ca un drog pentru mine toată treaba asta, să aprofundez, să fac ceea ce trebuie. Cât de tare chestia asta, meseria ta să fie un drog pentru tine. Știu că dacă vine Alin Gabora, că se apucă de podcast,
ține minte aici, dacă nu bagă doctorul la podcasturi aici, la cât de ambițios ești, serios, bravo ție, felicitări. Mulțumesc. Și felicitări părinților tăi. Haide că am și câteva teme de discutat pe probleme medicale, că uite, mă bucur că lumea poate să te cunoască și în același și timp eu mă bucur extrem de mult. Să îl vadă pe doctorul ăla pe care vrei să-l ai în jurul tău, să poți cu cine să vorbești, să poți să te și înțeleagă, să îți dea și explicațiile care trebuie, știi? Contează foarte mult. Cu siguranță nu poți să fii un medic bun pentru toată lumea, că asta este clar, n-ai cum să fii medic bun sau pe gustul sau să faci toate chestiile bune, să fie să mulțumești pe toată lumea. Dar comunicarea asta ajută extrem de mult și putem să îndreptăm lucrurile, se pot îndrepta lucrurile, e medicină. Tu la cine mergi, la ce stomatolog mergi? Pe la colegii mei prin clinică, sincer, mă duc. Da, da. Eram fidel în Timișoara, dar mi este extrem de greu să mă duc acolo, că e departe. De câte ori mergi? De câte ori te duci? Te pui pe scaunul de stomatolog? De tartajul fac destul de des. Odată am la cât timp? Undeva la 4 luni de zile, 3-4 luni de zile. Mă rog, pe tine nu te costă nimic. Exact. Da, corect. Așa, și în rest? În rest nu prea am probleme, că am învățat ce înseamnă stomatologia. Acum aștept să mi se îndrepte dinții cu aparatul dentar. Există niște aparate, în ghilimele invizibile, este o cutieră de plastic care se așează pe dinți, să-ți îndrepte dinții. Este mult mai comod, merg, nu se văd, sunt extrem, extrem de mișto. Și aștept să mi se îndrepte dinții, pentru că fiind fan fațete, îmi doresc fațete. Am avut mereu... Tu pe mi se pare că ai niște dinți perfecți. Nu e adevărat. Am problemele mele pe care le cunosc pe partea de dantură și mi-ar plăcea. Nu-mi place faianța, să nu mă înțelegi greșit. Am chestia sunt asta. Unii, sunt unii care ești ca o faianță, bănene. Fiecare își face ce își dorește și eu nu judec medicul respectiv. Eu îți dau un exemplu. M-am certat acum 15 ani de zile cu o artistă din România, nu-i dăm numele, a venit la noi la emisiune. Cred că 15-16 ani. Emisiunea mea de la ProTV, stai că sună Ando. Alo? Stați. Alo? Vorbeam la telefon, de aia nu ți-am răspuns. Ando, te pup, te iubesc, te spun ceva. Am alături de mine un tip, suntem la podcast, suntem în direct și povestea că ești un pacient ascultător. Se numește Alin Gabor și medicul tău stomatolog. Vă pup, Ando. Salut, Aline! Vă pup, mă bucur. Râde, Ando, acum poți să râzi, Ando, e ok, nu? Să știți că v-am studiat... Păi pot să râd, că acum am dinții ca lumea. Ando, ia uite, stai un pic, are dinții... Ai văzut cum ai zis? Am dinții ca lumea acum. Stai că sună înapoi, Ando, stai că ne râzi. Așa, acum ne auzi, Ando? Stai un pic, că să ne conectăm noi, ca să se audă și acasă. Zic, noroc cu Alin. Am avut mare încredere în Alin, știind că e băiatul lui Romica. Mulțumesc din suflet. Dar te-a convins greu? Că îți dai seama că tu aveai o problemă serioasă și te gândeai, băi, e bine aici, nu e bine aici? Băi, crede-mă că am avut o ședință cu Alin, a stat vreo 6 ore. Incredibil, am zis, băi, eu stau pe spate, dar el lucrează, mă, îți dai tu seama, cu atenție. 6 ore m-am dus acasă și îi spuneam la nevastă mea, Simona, uite ce mi-a făcut Alin, 6 ore m-a ținut pe scaun. Să nu vă supărați pe mine, dar dau și ceva din casă, că la un moment dat dormeați. Da. Băi, auzi, eu nu prea sunt cu durere, atunci zic nu mă plâng, adică nu sunt din Ando, dar la tine erau problemele grave, erau super serioase, da. Nu? Da. Păi, mi se... Tociseră. Tociseră dinții. Îți dai seama, de la toate meciurile alea, ca fotbalist, ca antrenor, cât scrâșdea, n-ai din dinți, nu? Serios, de nervi, de supărare. Eu noaptea și scrâșnesc și noaptea, așa cum scrâșnesc din dinți. I-am povestit lui Alin că ne-am întâlnit pe stradă la noi acolo și erai atât de bucuros și mi-arătai, uite cum muș la nu știu cum și exact să zicea și el, în toate pozele Ando zâmbește. Da, așa-i. Ando, te pupăm. Uite, am vrut să te sunăm să vorbești cu doctorul stomatolog. De asta vă aștept la control, să știți. Aline, trebuie să mai vin la control, Aline, că m-am întors acum. M-am întors acum și eu o să trec pe la tine. Super, vă aștept, Ando, drag. Fii sincer, că nu ne aude nimeni, am ieșit din direct. E de treabă, e tare, doctorul? E bun, e ce trebuie? E bun, Aline, e foarte bun. Sincer, mulțumesc din suflet. Băi, e foarte bun. Te cred, Ando. Te cred. Mulțumim mult! Vă pup, te pupăm și te iubim, Ando, mulțumim! Mulțumesc! Numai bine, vă pup! Pupăm!
Ando, Andone, celebru Andone, oameni buni. Mi se pare foarte tare chestia asta, știi, că niște oameni care sunt cunoscuți și pentru public, care au și o notorietate, sunt bucuroși și zic, bă, nene, sunt bine acum datorită ție. Da, noi cumva avem în portofoliu mai multe persoane publice care ne-au călcat în clinică, poate și prin intermediul Mălinei, că am cunoscut oameni și, bă, uite, tu ești dentar, băi, hai să vin și o să văd cum e. Și au rămas acolo. Au rămas fideli, da, pacienți fideli. Ciucă, în colonă mergem la medic, mă, gata, mergem, mergem la control. Stai un pic să bag, că avem și niște întrebări medicale, dar ne-ai cucerit aici. Oamenii, în timpul discuției noastre, au avut ocazia să vadă imagini și cu tot ce înseamnă House of Beauty, clinică, și în același timp și cu tatăl tău, și cu Ando, cu Fălcosul, nu? Da, Fălcosul. Dar vreau să te întreb niște lucruri aici, pentru că sunt puse. 1. De câte ori la stomatolog pe an? De 2 ori pe an, a 6 luni. Obligatoriu, da? Obligatoriu, da. Bun. Cât de importantă este sănătatea dentară și stilul tău de viață? Adică ce mănânci, ce bei, cum dormi, cât de strâns sunt legate aceste Absolut lucruri? Absolut tot ceea ce facem este în corelație cu dantura noastră, pentru că dantura noastră trebuie privită în ghilimele ca un organ aparte, că face parte din corpul nostru. De la alimentele cu mulți carbohidrați, zaharidele, astea ne afectează extrem de tare dinții, este benzină pentru bacteriile din cavitatea bucală. Dacă suntem fani șprițuri și continuăm și n-avem un regim mai ordonat al vieții, putem să ajungem să ne distrugem dinții. Persoanele care au obiceiuri vicioase, de exemplu, am cunoscut oameni care desfac cu dinții sau care crapă cuburi de gheață între dinți sau unii care mestecă tutun. Astea sunt niște obiceiuri vicioase care pot conduce la niște probleme grave de dinți și automat tot stilul de viață trebuie cumva un echilibru. Vă mâna sus cine n-a trăznit cuburi de gheață în gură. Ciucă? Da. Băieți, voi? Da, la un moment dat deschideam și studenții. Da? Nu cred. Când era mai... Mai tânăr. Așa, și asta cu... Păi stai un pic, asta cu cubul de gheață îl mai sparge, așa? Da. Sau sâmburii de la cireșe sau de la prune sau da, ceva? Eu am un video pe TikTok în care cu o săptămână în urmă îmi spărsesem în incisiv central, cam m-am grăbit și am mușcat dintr-o nectarină. Și mie l-am făcut singur în incisiv central, de-aia vreau fațete. Deci că la mine sunt plombați așa din față. În copilărie am luat o gheată în gură cum am jucat fotbal, mi-am mai spart un dinte. Ok. Da, și chiar am un video în care a devenit destul de viral că îmi fac singur dinții, ceva de genul. Păi hai că-l punem și noi să-l vadă oamenii. Da. Bun, am văzut video și acum întrebarea e că te-am auzit fațete și coroane. Care-i diferența? Ca să învățăm și noi. Ele, ambele, sunt două tehnici medicale. Dacă au o indicație corectă, lucrurile se pot desfășura într-o manieră optimă pentru sănătatea pacientului. Diferența exactă, tehnic vorbind, la fațetă este pentru o suprafață, dar acum s-au modificat puțin din punct de vedere tehnologic și pot acoperi mai multe suprafețe, coroana acoperă tot dintele. Propriu zis, mulți pacienți ne calcă în clinică și eu vreau coroane că fațeta este mai subțire și crapă și pică. Da, dar eu șlefuiesc mai mult dacă îți pun coroane. Eu trebuie să ghidez pacientul să iau soluția optimă pentru cazul lui. Adică degeaba vrea el ceva exact, dacă nu îi se potrivește exact, medical. Exact. Și diferența când șlefuiești mai mult din dinte, să-ți imaginezi că medicina, din păcate, este limitată. Nimic nu ține pe viață în medicină. Stenturi la inimă se schimbă, protezele de șold se schimbă la o anumită perioadă. La fel și dinții cu care facem atâtea lucruri pe care n-ar trebui să le facem cu dinții. Plus că poate mai apar niște boli de uzură ale corpului odată cu înaintarea în vârstă. Ne afectează dantura. Și noi, ca și concept medical la ora actuală în stomatologie, noi nu mă refer noi ca și House of Beauty Clinic, noi ca și ramură stomatologie ar trebui să ne ghidăm după conceptul de minim invaziv. Adică eu să păstrez cât mai mult din dintele tău. De ce? Peste 10, 15, 20 de ani când cedează ceva, să mă mai pot folosi de dintele respectiv. Dacă mă duc din prima și șlefuiesc de coroană, peste 10 ani când se întâmplă ceva cu coroana respectivă, ce fac? Șlefești. Scot și pun implant și deja este mult prea agresiv. Dar ce, să șlefuiesc dinții la noi într-un fel și în alte țări altfel? Da, există țări care fac un turism medical și la noi se practică turismul medical. Nu judec treaba asta. Problema e că la ei un caz, la mine un caz de fațete sau de o reabilitare complexă poate dura 2 ani de zile. Un caz ideal ți-am spus, 3 săptămâni, să zicem. La ei un caz durează 3-4 zile. N-ai cum, este imposibil tehnologic de realizat. Adică ăsta e și un semnal de alarmă pentru oamenii care pot să cadă ușor în capcanele astea, mai plătești avionul și cazare și nu știu ce, dar nu că le fac pachet.
pachete, le fac pachete cu avion, pachete, cu tot. Și te duci... Păi și după aia, după un an, nu mai ai dinți în gură. Da, avem foarte mulți pacienți care... Și reparația costă dublu, triplu uneori, sau poate este ireversibilă și trebuie să scoți dinți. Și știu pacienți tineri pe care noi i-am refuzat și au venit după un an de zile cu fațete puse sau cu... imint că își pun fațete și pun coroane. Asta este iar o parte tristă, că șlefuiesc dintele ca măcelarii, pun niște coroane, de ce coroana ca tehnologie se realizează mai rapid. Există, se numește CAD-CAM. Este un calculator care îți frezează efectiv coroana respectivă. Și ăla în 24 de ore poate să-ți facă o gură întreagă. Le-ai pus în gură. Problema e că nu sunt individualizate nici funcțional, nici din punct de vedere estetic, pentru că îi frezează dintr-un cub. Dar le fac foarte repede, foarte ieftin, de obicei din zirconia, nu ceramică care este indicată la fațete, și în 3 zile au dinți în gură. Cu un concediu plăcut, dar am văzut cazuri, în scurt timp apar infecții, apar probleme și am chiar un pacient extrem de tânăr care îmi pare extrem de rău de el, pentru că eu i-am recomandat aparat dentar. Eu nu pun fațete pe dinți strâmbi. Este o porcărie treaba aia să faci treaba, din punctul meu de vedere. Dar alții de fac, ce? Pentru că e vorba doar de bani și aia contează. Așa doresc unii să-și facă meseria, se limitează și treaba asta, pentru că o să se duce lumea din ce în ce mai tare, pentru că există un termen de comparație deja. Medicina în România este extrem de ridicată pe partea de stomatologie. Chiar dacă ne judecă lumea că este scump la stomatolog la noi, este mai scump, pentru că trăim în România, dar cumva ne raportăm la materialele care sunt scumpe, studiile, cum îți spuneam mai devreme, și calitatea oferită. Te duci într-o țară unde toate materialele sunt mai ieftine, mâna de lucru este cum este, automat vii cu alte probleme. Și revin, trebuie urmăriți niște pași. Eu, tipului respectiv, 23 de ani, mi se pare care, i-am zis, aparat dentar, 2 ani de zile aparat dentar, este un caz extrem de complex și după aceea poți face ce vrei cu dinții tăi. Poți să-ți pun fațete câte vrei tu, pentru că eu știu că fațetele mele o să țină. Nu stau 2 ani de zile, mă mai costă și aparatul, mă mai costă și aia, și aia, și aia. La jumătate de preț într-o țară din străinătate și a revenit și a venit fațete. Unde se duc? Turcia, general, merg foarte mulți, turism medical, dar nu neapărat că Turcia. Să știi că, uite, e o chestie paradoxală. Cel care a inventat conceptul de fațetă este un turc. Dar la turcul ăla prețul nu ne atingem noi în România de nici cum de prețul respectiv. Ăla face 2-3 cazuri pe lună, maxim, restul omul le face la un nivel de calitate, plus că renumele. El a inventat fațetele? Un anumit tip de fațete, un concept de fațete, pentru că și acolo e o discuție. Vreau să zic o chestie de asta. Eu am făcut implant de păr la prietenul meu, doctorul Coray Erdogan, în Turcia. Uh-huh. Azmet clinică, toți mă întreabă lumea de foarte multe ori. Am filmat, există podcasturi aici, le găsiți pe canalul de YouTube și omul la podcast mi-a povestit în felul următor. Noi în Turcia avem pe cei mai buni care fac implant de păr, dar și pe cei mai proști. Unde alegi? S-a ajuns unde să-și facă implant de păr cu 500 de euro, exact. Când de fapt implantul de păr n-are cum să coste niciodată atâta. Exact. Și făcea, noi în Turcia avem și pe cei mai proști și pe cei mai buni. Important e oamenii să se documenteze, să încerce să vadă alți pacienți, să încerce să vorbească cu alți pacienți și să aleagă în cunoștință de cauză. Așa și la medicii stomatologi, 100%, presupun. 100%. Sunt unii care sunt superbi și extraordinari cum și în Turcia și unii care sunt doar ca să câștige bani. Exact. Și se întâmplă și la noi în țară, să știi că și la noi poate vin din Italia, Anglia, unde câștigă mult mai bine și vin la noi pentru că și la noi este mai ieftin. Noi poate putem fi noi o Turcia pentru cei de acolo, pentru că și la noi există medici care poate nu prestează la cel mai înalt nivel al calității. Nu știu de ce. Depinde de fiecare ce își dorește în nivelul clinicii sau cum gândește. Că poate unii gândesc business, poate unii gândesc medicină. Fiecare cum consideră toată treaba asta. Nu judec, doar că nicio țară nu este perfectă și noi avem și medici buni și medici mai puțin buni, dar ca nivel, noi suntem extrem de ridicați, pentru că noi, cursurile la noi în țară și faptul că noi din facultate facem practică pe pacienți. Sunt puține țări în Europa care acceptă practica pe pacienți. La noi încă legislația ne permite, pentru că suntem ajutați de lectori universitari cu experiență și nu ne lasă să greșim. Da. Exact, n-avem cum să greșim, nu se poate. Știi ce vreau să te întreb? Am văzut tot felul de reclame și pe TikTok și nu numai, cu tot felul de paste de dinți care sunt, îți alvezi dinți imediat, gata, asta e. E cea mai bună, acum, trebuie. E, în ghilimele, o frustrare pentru mine când deschid TikTok-ul și văd că apare câte un ad din ăsta, de la vreo pastă din asta minune. Eu nu recomand nimic ce nu este testat medical. Atâta timp când nu are 5, 6, 7 ani de studii în spate, nu știi ce face produsul ăla. Poate ți-albește acum. Nu neg, poate are efectul scontat, albirea dinților. Dar e efectul secundar?
Ce nu se întâmplă? Da, albirile dentare sunt recomandate. Noi nu facem albiri pe bandă rulantă, noi nu facem albire la toată lumea. Orice procedeu medical ar trebui făcut în urma unui consult medical. Ne vine pacientul, vedem în ce stare este smalțul, dacă are carii, dacă nu are carii, cum are igiena, pentru că contează foarte mult. Dacă gingiile sunt inflamate, plin de carii și el vrea albire, refuzăm din start pacientul respectiv. Grosimea smalțului influențează foarte mult. Rezultatul albirii influențează, pentru că și substanțele pe care le folosim noi pot sensibiliza dinții, dar îi sensibilizează temporar, că îți povesteam de deshidratarea respectivă. Dar măcar știu că pe termen lung eu nu-i fac rău pacientului respectiv. E de cercetat întotdeauna, oameni buni, înainte să mergeți la stomatolog și înainte să mergeți la orice medic, și mi-a plăcut ce ai zis ceva mai devreme, să cauți și a doua opinie și a treia opinie. Cu siguranță. Uite, mă gândeam așa, noi n-am discutat că îl sun eu pe Andone sau nu, l-am sunat pe Andone, dacă ești un pacient care nu ai fost mulțumit sau ceva, parcă îl simți din voce că omul ăla nu-i fericit. Normal. Bă, când îl simți pe Andone că râde din tot sufletul și e bucuros că practic a scăpat de o problemă, îți dă așa încredere și te ajută foarte mult treaba asta. Și cred că asta contează. Să ai pacienți fericiți. Cred că reclama organică, venită din gură în gură a pacientului, cu siguranță este cea mai sănătoasă și cea mai bună de urmat. Dar și acolo, repet, nu există medic bun pentru toate categoriile de pacienți, da, pentru clar. Că nu suntem toți identici. Și automat, dacă pacientul nu este compliant la tratamentul tău, și tu ca medic poți să dai greș, dar în același timp este etic să recunoști sau să refuzi pacientul respectiv. Nu trebuie să te gândești că ai încasat acum o sumă X care se poate întoarce împotriva ta, că îți faci o reclamă negativă, că n-a fost mulțumit. Corect. Mai sunt oameni care zic, bă, nu mă doare, de ce să mă duc la doctor? Înseamnă că n-am probleme. Caria. Caria nu doare niciodată. Caria doare când este... Dar o vezi? Sau poți să nu o vezi? Poți să nu o vezi. Există carii ascunse, care... În ghilimele ascunse, că de ce? Sunt între dinți. Majoritatea oamenilor încă nu au educația de a folosi ața dentară sau irigatorul bucal, sau chiar amândouă. Și automat se formează niște carii interdentare. Trebuie să le folosești zilnic pe ambele? Dacă folosim ața dentară corect, eu recomand doar seara. De ce? Pe parcursul zilei mâncăm, ne alimentăm. Seara trebuie să scoatem dintre dinți, pentru că 40% din placa bacteriană și resturile alimentare rămân între dinții noștri. Noi, pe parcursul somnului, toate funcțiile corpului nostru se reduc la minim. Și salivația. Noi dacă nu avem salivă în zona respectivă, pentru că saliva este un mecanism de apărare al corpului nostru, ce se întâmplă? Produsii aceia acizi încep să-și facă de cap. Bacteriile încep să-și facă de cap. Și de aceea recomand mai mult seara ața dentară. Dimineața, oricum, pe parcursul nopții nu mănânci și nu văd rostul aței dentare. Și dușul bucal? Dușul bucal îl recomand și dimineața și seara. Cel puțin pentru mine face minuni, îmi simt gura extrem de proaspătă, inclusiv în dușul bucal, pun un pic de apă de gură, fac o combinație, o treime apă de gură, două treime apă, dar apă de gură recomand fără alcool. Apele de gură cu alcool deshidratează foarte tare gura, capătă apă de gură fără alcool. Alcool, exact. Alcoolul distruge flora bacteriană în cavitatea bucală. S-a dovedit științific în ultimele studii, chiar de vreo 3 luni am citit toată treaba asta, că putem dezvolta diferite tipuri de cancer gastric, de la colon, stomac, esofag, din cauza alcoolului din apa de gură. Distrugând flora bacteriană și numai fiind mediul natural al bacteriilor, că noi avem bacterii care trăiesc în simbioză, adică ne dau ceva bun, le dăm ceva bun. Și trăim împreună cu ele. Și dacă le distrugem și pe aceleași fac alte bacterii de cap, care pot fi patogene, adică pot crea un precursor pentru cancer. Și cancerul oral în România este destul de răspândit. Și de aceea recomand apa de gură fără alcool, plus dacă se deshidratează gura și este uscată, capătă un miros neplăcut. Apa de gură fără alcool are efecte super benefice pentru gura noastră și ne împrospătează gura. Și scrie pe apă... Fără alcool, exact. Fiecare marcă care este pe piață are una cu alcool, una fără alcool. Există situații când recomandăm și apa de gură cu alcool. Asta vreau să zic. Există. Cu clorhexidină, în special cele concentrate, recomandăm pentru... Și ele au studii în spate, destul de multe, acele ape de gură cu alcool, care într-adevăr omoară bacteriile, împrospătează gura, scade incidența cariei, dar au și niște efecte secundare care s-au dovedit în zeci de ani, din păcate, că apele de gură sunt inventate de foarte mult timp. Și apa de gură cu clorhexidină o indicăm într-o anumită patologie, cum este parodontoza, dar ca și un tratament, ca și cum luăm un antibiotic 5-7 zile, cât ne recomandă medicul, că nu avem voie să luăm altfel. Nu ala lung. Exact, nu ala lung. Și aia ne face bine. Știi ce vreau să te mai întreb? Te rog. Cu bicarbonatul, deci nu-ți albește dinții. Surprinzător albește dinții. Sarea de lămâie, ce mai pune? Și sarea de lămâie și tot ceea ce este abraziv albește dintele, pentru că lămâie... Dar se distruge. Exact. Și noi, inițial, avem un aspect mai alb al dinților, dar noi, pe lângă că îl zgâriem... Exact, îl simți mai curat, pe lângă că îl zgâriem,
și luăm din suprafața lui coloranții, se depun din ce, ce mai repede și intrăm într-un cerc vicios. Mai băgăm, tot așa, până ajungem să luăm atât de mult din smalț, încât stratul de dedesubt dentina este mai închisă la culoare. Și dinții noștri o să pară pătați, mai închiși la culoare și mult mai sensibili. Știi ce vreau să te mai întreb? Moștenirea genetică, cât de importantă este pentru un om? Știi că la un moment dat tu zici, bă, dar m-am spălat corect pe dinți, am folosit apă dentară fără alcool, am folosit ață dentară, dar uite, am problemele astea. Se moștenește genetic? Se moștenește genetic, tot bagajul informațional este în gena noastră și îl transmitem generațiilor următoare și avem niște afecțiuni și pe parte orală, cum ar fi parodontoza, de exemplu, există o variantă de boală parodontală agresivă, juvenilă, care apare în special la copii, tinerii, adolescenți, apare într-o situație în care poate fi de cauză genetică. Din păcate, studiile nu sunt suficient de bine stabilite pe partea de parodontologie, în sensul că nu putem să știm 100% că din cauza aia sau cu niște factori combinați, pentru că majoritatea pacienților care suflă de parodontoză vin cu igienă precară, cu fumat, cu niște boli autoimune, cu diabet, cu tot felul de chestii. Dar da, geneticul merge inclusiv pe formarea dinților. Adică putem moșteni un bagaj, o genă a smalțului nostru mai sensibilă și automat suntem predispuși la carii. Dar, în același timp, o igienă extrem de bună poate să bată tot geneticul și tratamentele medicale. Asta ziceam, că la un moment dat, dacă stilul tău de viață sau este corect, să spunem așa, poate să schimbe geneticul ăsta. 100%. Geneticul poate să devine destul de minimal, ca să spun 100%, așa. Da, este un factor pe care putem nu neapărat să-l combatem, să-l ținem sub control, inclusiv parodontoza. Putem să o vindecăm, să o ținem sub control. Perfect, eu sper că oamenii, uitându-se la podcastul nostru, au înțeles cum stau lucrurile și în același timp eu mă bucur pentru ambiția asta a ta, știi, mie asta mi-a plăcut la tine. Mulțumesc mult. Serios, adică dorința asta a ta și toate lucrurile pe care le-ai făcut. Da, și îmi doresc să fac în continuare, repet, să aprofundez din ce în ce mai mult stomatologia, pentru că îmi place extrem de mult ceea ce fac. Poate de aia mi-am și făcut o pacientură aparte, pentru că pacienții se simt confortabil în preajma mea și văd că fac din plăcere ceea ce fac și vedem ce va fi pe viitor, că m-ai întrebat ce unde mă văd la 40 de ani. Eu sper să mă văd, să fiu din ce printre medicii renumiți din România, ca să-mi pun un target așa tangibil, ca să spun. Îmi faci un top 3 medici stomatologi din punctul tău de vedere? Sau care îți plac? Știi că ca la noi, în televiziune, îți place respectivul sau ca la fotbal. Bă, e ăsta, ăsta, ăsta. Îl stimez și îl admir foarte mult pe doctorul Bâldea din Timișoara pentru tot ceea ce a reușit să facă și face în continuare și de la care am de învățat. Există un medic, doctor Apa, care este specializat pe parte de fațete dentare. Se consideră că este top mondial. Acum, este relativ din punctul de vedere al esteticii, că dacă îți plac fațetele respective pe care le face el, o să-ți placă și de el și stilul lui ca medic. Și cam atât. Pe domeniul meu există foarte mulți medici pe care admir și îi stimez și le cer și sfatul, să știi că le scriu, inclusiv lui Apa i-am scris. Ce să fac în cazul ăsta? Sau efectiv l-am întrebat ce setări faci Apa la poze. Apa internațional, nu? Da, da. Dr. Apa e stabilit în New York, are clinică în New York, în Dubai. Da, mi-a răspuns. Poate nu el, poate cineva din echipă, din staff-ul lui. Ce contează? Da, mi-a răspuns și mi-a plăcut foarte mult răspunsul. Mai aveam două lucruri. Odată că începusem eu să povestesc de fațetele alea și nu știu cum m-a sunat Andone și n-am mai povestit. Adică la un moment dat, acum vreo 15 ani, o artistă a venit la noi la emisiune și era pentru prima dată când apăruseră chestiile cu fațete. Băi, avea niște dinți atât de albi încât la un moment dat am întrebat-o, nu știu, ceva de culoarea asta a dinților și am zis, nu spre alb sau nu știu cum. Ei, vreau să spun că de atunci n-a mai vorbit cu mine, dar n-a mai vorbit, mă rog, după aia ne-am întâlnit după ceva timp și suntem prieteni în continuare, dar atunci vreo 3, 4, 5 ani de zile am vorbit, pentru că ea la rândul ei era deranjată de cum ieșiseră lucrurile și eu de fapt am pus o picătură o picătură de benzină pe un foc, știi ce spun? Să știi că era nemulțumită, era săraca nemulțumită, iar era pentru prima dată când vedeai artiștii cu fațete la televizor sau cea, păi, dar erau atât de albi, zici, la un moment dat semăna cu termopanele, exact ce zici, știi, adică era, nu era bine. Conceptul de fațet a fost inventat de americani pentru filmele de Hollywood. De acolo se numește Hollywood Smile. Da. Doar că trendul a ajuns cu târziu la noi. La noi se puneau fațetele albe, că a început să se schimbe trendul și la noi să se ducă către natural, dar au fost acum vreo 10-15 ani, se puneau faianță la toată lumea în gură.
De ce? Exact. Și acum s-a schimbat trendul. Dar acum e o tipă mișto, cred că l-a schimbat între timp și arată super, super ok acum. Și doi, vreau să întreb, copiii vin la voi acolo, la House of Beauty? Sigur că da. Avem specialist pedodont care se ocupă doar de copii. De la ce vârstă trebuie să vină copiii? Eu recomand din primii ani de viață, un an, doi ani, când putem să mergem cu ei către stomatolog, să se împrietenească, să vadă pe mami și pe tati pe scaunul stomatologic că nu se întâmplă nimic, să se joace, să butoneze pe acolo. Eu mă duc cu Zian, Zian, când mă sună pe video la clinică, mama, Mălina cu Zian, eu trebuie să arăt clinica, că îi plac toate aparaturile pe acolo. Vine, se pune pe scaun, apasă și el. Și mediul ăsta îl face friendly, să nu-i fie frică. Adică dacă tu ca adult te duci la stomatolog, ia-l și pe copil cu tine ca exact, să se obișnuiască. Să se obișnuiască, dar efectiv de când apar primii dințișori, trebuie să ne ocupăm de igiena lor. Dacă apare o problemă, trebuie să semnalăm medicul specialist pe partea asta să-l vadă. E greu. E greu să faci un tratament. Există clinici specializate care pot să-ți adoarmă copilul. Eu nu sunt mare fan această tehnică, dar nu poți decât să lași pe copil în durere. Dacă este o problemă, da, trebuie să faci și pasul ăsta. Dar, da, de când apar dințișorii, trebuie să ne ocupăm și de igiena lor și de mersul la dentist cât mai... Igiena, dacă ne ocupăm ca părinți și spălatul pe dinți, dacă ne spălăm în preajma, eu mă spăl numai cu Zian în baie. Când vede că mă spăl și aperiuța freacă dinții... Da, da, pentru că părinții devin un model pentru copii și fac aceleași obicei. Exact. Alin, îți mulțumesc mult de tot, oameni buni. Dr. Alin Gabor, medic stomatolog, om cu doctorat, asistent universitar la Timișoara, studii în străinătate, ce mai foarte tare. Mulțumesc mult, mă bucur foarte tare suflet, discuția și încă o dată felicitări părinților tăi pentru modul cum v-au crescut și v-au dat energia asta să faceți lucruri, să fiți pe propriile voastre picioare și să fiți, știi cum e, din ce în ce mai bun și mai bun și mai bun și mai bun. Mulțumesc din suflet și a fost o plăcere și o onoare în același timp. Mă bucur mult de tot. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Așadar, oameni buni, aveți grijă de dantură și mergeți la medicul stomatolog cel puțin o dată la 6 luni, măcar pentru un control. S-ar putea să vă schimbe viața în bine, pentru că dacă previi, e mai important întotdeauna. Îți mulțumesc mult de tot. În descriere vă lăsăm mai multe date despre Alin și Instagram-ul și să spuneți dumneavoastră dacă nu seamănă cu Pablo Alboran. Serios. Mulțumim mult.